Eu am absolvit liceul sportiv de la Botanica, liceul internat ca profil sportiv, acolo în genul meu practic cu sport și practic este de zi, de dimineață până seara în sport, făcând două antrenamente, plus cantină, toate astea, așa că pentru lecții nu este atât de mult timp, absențele sunt foarte frecvente, în sens că la urmă s-a observat că aveau 75-80% elevii care evident într-un mod sau altul trebuia să se scurce pe asta și cel mai frecvent treceau cu ajutorul antrenorului sau cu ajutorul părinților care dădeau bani, nu știu la sigur câți bani dădeau, dar dădeau destul de mulți bani pentru a trece sau pentru ca fiul lor să aibă notă bună. Dar aș vrea să vorbesc mai mult despre cazul de la bacalaureat, care l-am avut anul trecut și care l-am dat în un alt liceu, nu mai simt cum se numește. Tot cu profil sportiv? Nu, nu cu profil sportiv. L-am dat în alt liceu, două clase de a 12, care de la liceu sportiv. Am mers acolo. Inițial s-a făcut adunare cu părinții, la care au ajuns la concluzie că ar fi bine, ar fi dorit să se dea câte 400 de lei pentru ca profesori de la liceul liceul care urma să absolvim să tacă. Așa. Și noi am mers. Și-au tăcut? Și-au tăcut încă. Am mers acolo în liceu, sigur, la început fiecare o primă examen avea emoții. Anterior, în timpul examenului, am observat că profesorii nu doar că tac, profesorii ar ajuta într-un fel sau altul, nu putea spune când se apropie o persoană care nu ar fi bine ca să vadă că cineva suit în telefon sau alte idei. Faptul că fiecare persoană era cu telefonul în față sau stătea cu telefonul pe bancă sau vorbea la telefon, ultima oră în genere era haos, vorbeau toți la telefon din diferite direcții, sunau profesorii împreună cu studenții sau cu surori, frați care stăteau și ajutau profesorii de vicin, dar toți stăteau și trimiteau prin diferite SMS-uri, comunicările telefonice, adică toți elevii au dat bacul destul de bine. Dacă nu greșesc, au fost 3-4 care au avut notă negativă, dar care ulterior cu legătură la minister, foarte bine s-au descurcat și acum învață cadrul la diferite universități. Faptul că bacul nu se trimite de metri... Tăcerea cât m-a costat? Tăcere? Nu ne-a costat nimic. În sens că toată lumea... Tăcere pro... 400 de lei, am spus, da? 400 de lei, nu. Eu cel puțin n-am dat doar 200, profesoara motivând prin faptul a spus că nu mai are rost să dai destul de bine, cred că este discurs și fără. Eu, da, semestrul venea și mie, doar că am avut o altă metodă pe care m-am descurcat, nu m-am bazat pe ei și știind că... În sens că elevi care nu cu greu treceau de 5 sau cu greu aveau notă 5 la, în timpul anilor de studii la liceu, au avut note de 7, 8, 9 la examen sau chiar și 10 și destul de bine au intrat la facultate și acum se descurcă. Așa că nu știu, nu aș vrea ca acest lucru să se repete în anii viitori, dar faptul că ar fi bine ca în fiecare liceu bacalaureatul să aibă loc în liceul în care ai învățat toți anii și acolo să fac o verificare destul de bună că nu este rost să mergi într-un alt liceu în care îți permiți copii. Acolo aveau cunoștințe diferite, erau părinți care aveau cunoștință la minister, care au făcut legătura prin doamna care era președinte la liceul dat și destul de bine și liniște și pace a fost atunci. Tu ziceai că nu-i bine să rămână liceu? Nu-i bine, din potrivă. Cheltuielile să fii mai mici atunci, dar dacă dai liceul tău. Cheltuielile pentru tăcerea profesorilor, pentru că oricum ne mai simpatizează. Eu, în general, pentru scoaterea bacalaureatului și pentru că să avem examen de intrare la universitate. Dar de ce nu? Eu cred că examenul la universitate se monitorizează mult mai serios decât bacalaureatul. În primul rând, și atunci, și nu ai tupeul ăsta așa de mare ca să mituiești. Și cred că oricum există mituri și în aceste cazuri, dar mituiesc oamenii care au mult mai mulți bani și au mult mai multe cunoștințe. Nu, cunoscuți, mai bine spus, decât cunoștințe. Și iată de ce nu cred că în liceu, să dăm bacalaureatul în liceul nostru este o idee atât de bună.